Salutare parior, sunt Sabin Pârvan și vă prezint Faci Pariu, o emisiune care de astăzi va avea un format ușor diferit decât cel cu care v-ați obișnuit, o altă față poate. 7 pariuri v-am pregătit pentru astăzi, am și un mic bilet de pariere, nu e chiar mic, are cotă 5,50-5,5 cu variante de pariere pentru astăzi și pentru mâine. Deocamdată începem cu Liga 1, astăzi avem Universitatea Craiova cu UTA Arad, o partidă echilibrată, dar un meci din care cred că oltenii pot să scoată destul de multe, mai ales că nici nu vin după o serie foarte bună de rezultate, trebuie să recupereze. 1x și 1-3 goluri marcate de Craiova este pronosticul meu pentru această partidă. Două ponturi din Bundesliga, vreau spectacol în Wolfsburg cu Köln și la Stuttgart între FIFB și Bayern München. Evident, avem o favorită certă în meciul de la Stuttgart, însă ăsta este motivul din care merg pe varianta 2 și gol marcat în ambele reprize. Atenție, nu contează cine marchează, important este ca la final Bayern să câștige meciul, iar în cele două reprize se marcheze măcar un gol. În Premier League urmărim pe Aston Villa, o echipă care evoluează din ce în ce mai bine sub comanda lui Steven Gerrard. Cred că poate obține puncte și la Norwich, deși Canarii vin după o serie destul de bună de rezultate. În opinia mea, Norwich rămâne principala favorită la retrogradare. Manchester City cu Leeds este partidă de goluri. Apropo de biletul pe care vi-l spuneam mai devreme, un pont pentru acest duel este inclus și pe varianta de combo în cota finală 5.37. Cam atât pentru astăzi la Faci Pariu. Acestea sunt pronosticurile mele pe astăzi. Dacă v-a plăcut emisiunea, vă invităm să ne dați să-mi dați un like. Sunt la început de drum și am nevoie de orice sprijin din partea voastră. Acum ne vom revedea mâine la Faci Pariu cu un calup de pronosticuri pliat pe oferta zilei ce vine. Până atunci, spor la bani și baftă la pariuri cu toate variantele plasate în această seară.